Bună ziua, aproape bună seara, mă numesc Ion Anton, sunt de la Biserica Holy Trinity Orthodox Church. Sunt onorat că sunt aici și mulțumesc pentru invitație grupului forumului de la Congres. Vreau să vă vorbesc despre viața bisericii noastre și am să focalizez discuția pe un aforism a unui mare filozof român, Petre Țuțea, care spune că cine are o limbă, are o credință, cine are o credință, are o biserică, cine are o biserică, are o țară. Nicăieri în lume nu se justifică, nu se realizează această treabă decât în diaspora, în exil. Pentru că aici, odată cu cortina de fer care o separat pe captivi, pe captivi de liberi, la biserică totdeauna s-au găsit o țară. Dincolo de cele sacerdotale, acolo omul avea o bucățică din țara lui, acolo se întâlnea nu numai cu Dumnezeu, ci se întâlneau frații între ei și pregăteau acțiuni cu care să ajungă din nou acolo unde au plecat. Și acesta s-a întâmplat în 1989. Deci biserica noastră a fost gândită de un grup de oameni care au emigrat la începutul secolului 20, unii chiar de la sfârșitul secolului 19, și fiecare dintre ei au luat un bagaj. În bagajul lor au luat două treburi. Cel subzistențial, necesar, și cel duhovnicesc. După imediat ce și-au realizat câștigarea pâinii celei de toate zilele, au vrut să-și găsească locul unde să se întâlnească cu divinitatea. Și acest lucru se întâmplă pentru toate confesiunile la biserică. Și atunci au gândit în 1939 un grup de vreo 25 de români emigranți să facă o biserică. Și au gândit acest lucru pentru prima dată în Coasta de Vest și au realizat prima biserică în 1939, Sfânta Treime. Vreo 25 de oameni, nu a fost ușor, n-au avut nici spații la început, au cumpărat mai multe proprietăți și timp de 80 de ani, anul acesta am sărbătorit 80 de ani, biserica a fost slujită de 6 preoți. Nu am să vă spun ani, să vă spun numai numele și numărul de ani care au slujit în cei 80 de ani. Primul preot a fost Martin Ionescu, care a slujit 8 ani la biserica, care încă nu era finalizată, ci se construia. Primele întâlniri au fost la case particulare, la diversi cetățeni din Los Angeles. Al doilea preot, Grigore Coste, a slujit 9 ani. Al treilea, care a fost și protopop, Victor Bărbulescu, a slujit 12 ani. Al patrulea, un preot care, din motive de sănătate, n-a slujit decât vreo 8 luni, a dat cale deschisă. Celui de-al cincilea preot este vorba despre Richard Grabowski, care a slujit și dânsul 11 ani. În 1982, când Grabowski a plecat, a venit un preot din Minnesota, care este și astăzi, slujește de 37 de ani, chiar peste 37 de ani, se numește Constantin Alexe, este și protoiereul Coastei de Vest, de 30 de ani. La biserica noastră, pentru că a fost și prima, iar anul acesta vă informez că sunt 18 biserici, incluzând și o mănăstire, deci o evoluție, odată cu cea demografică, pentru că mulți au emigrat în primitoarea Californie și datorită climei și datorită posibilităților altfel de a lucra. Părintele a fost nu numai un slujitor, nu a realizat numai legătura cu divinitatea, cea sinergetică, ci dincolo de slujirea ca preot duhovnicesc, a fost și un
coordonator social foarte priceput, este un internaut foarte chiar pătimaș, aș spune, și cine dorește să-l găsește, îl găsește pe internet cu multe, multe, multe comunicări, cu multe postări. În timpul preoției domniei sale au slujit încă vreo 30 de preoți și diversi diaconi, subdiaconi și chiar preoți care au venit temporar în Los Angeles pentru câteva luni, au venit și au coslujit cu preotul Constantin Alexe, care a fost foarte primitor cu toți preoți, toți acei care au dorit să mijlocească comunicarea cu Dumnezeu. Deci vă spuneam că anul acesta s-au sărbătorit 80 de ani. Dar până la acești 80 de ani, în 1989, a fost jubileul 50 de ani de existență, care s-a sărbătorit foarte frumos, cu mult fast, cu multă dragoste și cu multă trăire duhovnicească și socială. Odată cu cei 80 de ani, a mai fost un eveniment la noi, s-a lansat enciclopedia Românii din California de către domnul profesor Dan Fornade, care cuprinde în jur de 500 de români de diverse profesii, importanța ai comunității românești din Los Angeles, pentru că în California se presupune că sunt vreo 65.000 de români, și biserica. Vă spuneam că a fost pentru trăire socială. Biserica a fost vizitată de majestatea sa, regele Mihai I, cu regina Ana, a fost vizitată de excelența sa, domnul Emil Constantinescu, președintele de la Convenția Democratică, și vă spun că la 16 iulie 1996 noi am spus prima dată domnule președinte, când încă nu era ales, și cred că am avut gura de aur. De asemenea, au fost la noi scriitori. Poetul Grigore Vieru a stat la noi vreo 3 luni, scriitorul Mihai Botez, ambasadorul pe vremea aceea, domnul Joană, și multe grupuri folclorice, foarte mulți actori, foarte multe nuclee de teatri, că nu veneau întreaga echipă de la teatru, dar au fost foarte, foarte mulți, așa cum doamna Ionela o prezentat, pe cei care i-au prezentat au fost și la noi și ne-au vizitat. Biserica au fost primitoare, au fost grupuri în primul rând și de câte 30 de elevi seminariști în 1999 și au manifestat aici o cultură teologică foarte, foarte plăcută și bine pusă la punct. Au fost schimburi culturale între biserici, între România și California, unde au venit grupuri de cântăreți, grupuri folclorice și chiar aș spune crema multor grupuri folclorice și muzicale. Aș pomeni pe Dan Spătaru, aș pomeni pe actorii Mălăiele, pe cântăreața Mirabela Dauer și mulți, mulți alții. Pentru că un vers spune mai mult decât foi întregi de proză, am să o închei cu o mică poezie, am cochetat și eu și cochetez cu poezia, cine o să dorească să se uite pe website, o să găsească mai multe. Deci, tot despre biserică, toate bisericile, nu are în vedere numai biserica noastră. Învăluită în alb, parcă-i mireasă, ca heruvim să-i trecem peste prag și fiecare la icoane lasă un dar de rugăciune celui sfânt și drag. Pun inima în palme ca pe un vas și o umplu cu tămâi și mirodenii, privind lumina pe iconostas, brodând pe dânsul calmele iectenii. De când prin lume rătăcesc pribiag, biserica mea este sfântă casă. În ea găsesc cea mai drag, la cina cea de taină stând la masă. Când, în mireasa lui Iisus te reculegi, având miresme de gardenii în tămâi, și la icoane să te rogi tu mergi,
o candelă aprinsă veșnic să rămâi. Vă mulțumesc!